Un 10%, mai departe. Dacă duminica viitoare, aici am dat o întrebare închisă, vrem să vedem totuși, am dat o listă de persoane care considerăm noi că ar putea candida la postul de președinte, până ce, și ei să se pronunțe pe cine ar vrea, pe cine l-ar vota el în caz de alegeri directe a președintelui. Și atât observăm că 32% l-ar vota pe Igor Dodon, 17% pe Maria Sandu, 12% Andrei Năstase, 10% Vladimir Voronin, 6% Iurie Leancă, 4% jumate Igor Boțan, 4% Marian Lupu, 1,3% Ion Sturza, Alexandru Tănase, 0,8%, altă personalitate, 1,3% împotriva tuturor, 2,7%, nu voi participa 4%, nu știu 4%. Deci aceasta este situația la data de 13 aprilie.